în exclusivitate pentru Casino Business Magazine, vă spun 5 secrete. Secrete cu adevărat, pe care lumea nu le știe. Sau foarte puțină lume le știe. Unul este acela că am lucrat într-un casino și am lucrat timp îndelungat, am fost ochiul din spatele camerei, adică departamentul de surveillance. Al doilea secret, că dorm cu măști pe față. Fiecare noapte dorm cu mască pe față, lucru care conferă prospețime pielii, dar o stare psihică foarte bună. Al treilea lucru, am avut piciorul rupt. Când aveam 6 ani, motiv pentru care mi-e frică nu numai de schiuri, ci de pârtie, că văd pârtia fug. Al patrulea, nu știu să zic al patrulea. Al patrulea secret, nu știu să ți-l zic. Al patrulea secret, mi-e frică de sânge și în general mi-e frică să mi se ia analizele. E cel mai cumplit, groaznic și oribil moment posibil, indiferent cât de ușoară ar avea mâna persoana care îmi ia sânge, este ceva îngrozitor, și numai la gândul acela. Și al cincilea secret, am sărutat prima oară în grădiniță, la grupa mijlocie, cu un băiat, îl chema Ștefăniță, cred, sau ceva de genul, dar m-a pupat, a fost interesant, așa, îmi amintesc momentul.